Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii E vremea ta. Sunt Cristina Soare și mă bucur că ați ales să rămâneți și astăzi alături de noi. Vom petrece următoarele 15 minute în compania știrilor despre vreme, climă și mediu. Pentru început, vă spunem că geneticienii americani au creat un nou organism sintetic, unicelular, capabil să se multiplice precum cel natural biologic. Care este impactul invenției? Vă spunem imediat. Norii amenințători din filmele apocaliptice chiar există. Cum se formează, unde pot apărea și care este pericolul? Vă dăm aici toate detaliile. Cu știrile despre vreme va veni meteorologul Mihai Huștiu. Și la final, fără alte cuvinte, vom privi iar viitorul prin descoperirile prezentului. Rămâneți așadar alături de noi. Taxa auto, numită și taxă pe poluare, ar putea fi reintrodusă, dar nu în aceeași formă aplicată anii trecuți. Ministerul Mediului ar dori ca pe viitor plata să fie obligatorie doar pentru șoferii care trăiesc în localități cu un grad mare de poluare. Ministrul Barno Tanțoș a citat un raport din care reiese că, în prezent, 70% din poluarea urbană provine de la traficul auto. Așadar, taxa, spune ministrul Barno, poate fi aplicată doar cu sprijinul autorităților locale și proporțional cu gradul de poluare. Drept exemplu a fost dat Bucureștiul, unde, spune ministrul, ar fi nevoie de măsuri mult mai dure decât în restul țării, pentru că aerul în capitală are o calitate foarte proastă. Tot în susținerea programelor de combatere a poluării urbane, oficialul a considerat că măsurile de reînnoire a parcului auto vor continua să fie aplicate, iar bugetul pentru acest domeniu va fi suplimentat. Australienii se văd nevoiți să își schimbe radical strategiile de protejare a speciilor de marsupiale pentru a garanta adaptarea acestora la mediu și mai ales la supraviețuirea lor pe un termen lung. După 15 ani de înlăturare a prădătorilor de origine europeană din rezervațiile naturale australiene, oamenii de știință au ajuns la o concluzie îngrijorătoare. Protejarea speciilor de marsupiale nu are efect în acest mod, fiindcă pisicile și vulpile aduse de colonizatorii britanici s-au înmulțit dincolo de capacitatea omului de a le controla. Se estimează că acestea omoară, anual, peste 800 de milioane de exemplare de animale specifice insulei. Mai nou, cercetătorii consideră că, pentru a putea supraviețui acestui secol, marele iepure marsupial, de exemplu, trebuie să se adapteze la atacurile prădătorilor, nu să fie protejat de om. Așa s-a ajuns la situația paradoxală în care, acum, rezervațiile naturale situate la 500 de km nord de Adelaide trebuie să fie populate în mod controlat cu pisici și vulpi ca să se stimuleze reacțiile de apărare și pentru a grăbi evoluția speciilor în pericol. Revenim acum cu date despre vremea de la noi din țară. Iată că ne așteaptă un weekend cu vreme schimbătoare, aș spune un weekend capricios, pentru că meteorologii anunță în cea mai mare parte a țării precipitații sub formă de ploaie. Vor fi averse, posibil însoțite de tunete și fulgere, iar la munte precipitațiile vor fi mixte. La altitudini de peste 1500 de metri va ninge. Se răcește bine în acest final de săptămână, astfel încât duminică tot meteorologii ne atragă atenția că în termometre nu vom mai avea valori mai mari de 12 grade Celsius. Așadar, haideți să vedem câteva temperaturi și fenomene de mâine din marile orașe ale țării noastre. Mâine dimineață vom avea temperaturi scăzute față de zilele precedente, iată doar un grad în Cluj-Napoca, la amiază, vreme închisă, cu ploi în aversă și cu temperaturi de cel mult 14-15 grade Celsius. Cu mai multe detalii vă aștept în principala rubrică Meteo. Dar vă spuneam că vom avea un weekend cu temperaturi în scădere, aspectul vremii se schimbă destul de mult, însă cu detalii suplimentare vine chiar acum Mihai Huștiu, meteorolog ANM. Bun găsit, Mihai! La ce să ne așteptăm? Bine te-am găsit, Cristina. Din păcate, veștile nu sunt bune pentru acest final de săptămână. Vremea se răcește accentuat, iar mai mult avem o atenționare cod galben care va intra în vigoare de sâmbătă seara, valabilă până luni dimineață, interval în care în Carpații Orientali și în Carpații Meridionali sunt așteptate ninsori, ninsori ce vor depune chiar stradă zăpadă pe alocuri mai consistent. În plus, la înălțimi foarte mari și vântul va prezenta intensificări temporare, viscolind ninsoarea și spulberând zăpada, iar în zonele joase, în special din sud, din centru și din est, va ploua. Prognoza anunță cantități importante de precipitații. La ce să ne așteptăm? Vor fi inundații?
sunt așteptate cantități de 15-20 de litri pe metru pătrat, inclusiv în capitală, o vreme ploioasă la acest final de săptămână și temperaturi modeste, o vreme deosebit de rece, temperaturi care duminică nu vor mai trece de 10-12 grade pe nicăieri prin țară, temperaturi, cu alte cuvinte, cu aproape 10 grade mai mici față de ce ar fi normal această săptămână. Începem săptămâna totuși cu vești mai bune, deși presiunea începe să mai crească puțin, vremea se ameliorează sub aspectul precipitațiilor în mare parte din țară, luni și marți o vreme bună, cu puține ploi și temperaturi în creștere ușoară, va fi și un pic de soare și de aceea marți vom atinge din nou temperaturi ceva mai ridicate de până la 18 grade, însă această ameliorare este de scurtă durată. Dinspre Europa central-nordvestică, noi sisteme ciclonice se apropie de sud-estul Europei și vremea se va înrăutăți din nou din data de marți spre miercuri și mai ales miercuri, când un front atmosferic rece va avansa dinspre Europa centrală și va aduce cu el o masă de aer foarte rece și precipitații în mare parte din țară, dar de această dată mai ales pe vest, pe centru și nord, acolo vor fi ploi, dar trecător și lapoviță sau chiar ninsoare și în zone mai joase de relief, nu mai zic de zonele de munte unde sunt așteptate ninsori la mijlocul săptămânii, miercuri și chiar joi. Mihai, cât de mult vor scădea temperaturile și cât de rece va deveni vremea pentru această dată? Sub aspect termic vom avea parte de alternanțe termice. Dacă la început de săptămână vremea se încălzește ușor, miercuri și joi se va răci accentuat în aproape toată țara, din nou temperaturi foarte coborâte, negative pe timpul nopților în aproape toate zonele țării, iar spre weekend, în condițiile în care vremea redevine frumoasă, vremea se va încălzi din nou și sperăm la temperaturi apropiate de normalul acestei perioade. Mulțumesc, Mihai! Mergem mai departe. Biologii de la National Institute of Standards and Technology au reușit să obțină în laborator un organism sintetic unicelular care se divide și se multiplică la fel ca organismele biologice de același tip. Reușita experților vine după ani de muncă și cercetare în care ei au reușit să obțină o linie formată din celule care conțin un total de 492 de gene. 7 dintre ele au o importanță fundamentală pentru un proces normal de diviziune celulară. Scopul cercetării este construcția unui nanocomputer care să sintetizeze și să administreze absorția substanțelor farmaceutice în organismul uman doar atunci când acesta o cere. Deocamdată, descoperirea rămâne în continuare în terenul cercetării, pentru că geneticienii nu știu și care este mecanismul specific folosit de gene în diviziunea celulară pentru a-l putea replica artificial. Din ediția noastră de ieri ați aflat despre cicade. Astăzi vorbim despre influența acestora și a altor tipuri de insecte asupra naturii și a mediului în contextul aerobiologiei. Detalii și definiții vă dăm chiar acum în rubrica Meteo Dicționar. Aerobiologia. Ramura biologiei care studiază organismele mici existente în suspensie în atmosferă, vegetale, precum sporii, polenul, semințele sau de origine animală, în majoritate insecte care formează planctonul atmosferic. Acestea pot ajunge la înălțimi foarte mari, până la 15 km, fiind antrenate și menținute în aer de difuzia turbulentă, de amestecul lateral și de curenții termoconvectivi ascendenți. Acum haideți să vedem care va fi evoluția vremii de la noi din țară în acest weekend. La noapte, cerul va fi variabil, mai puțin în regiunile centrale și în cele sud-estice, unde pe alocuri vor fi precipitații sub formă de ploaie. La munte, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul se va intensifica tot în sud-est, viteze de 45-55 de km pe oră, iar la munte, în masivele sudice, se vor depăși 70-80 de km pe oră. Temperaturile în scădere vor fi cuprinse între minus 2 și plus 9 grade Celsius. Mâine, vremea se răcește în majoritatea regiunilor. Pe arii extinse vor fi precipitații sub formă de ploaie, ploile vor fi sub formă de aversă și este foarte posibil să fie însoțite de tunete și fulgere. La munte, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va prezenta intensificări, dar mai ales la munte va sufla tare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 5 și 15 grade. În București, la noapte, atmosfera va fi închisă, vor fi precipitații sub formă de ploaie, iar spre dimineață în termometre vom avea 6 grade.
cade. Atât mâine cât și poimâine, vremea se menține închisă, cu ploi temporare, iar în aer vom avea 13 grade mâine, iar duminică cel mult 10 grade. La munte, vremea se răcește mult, vor fi precipitații în toată zona montană, acestea vor fi sub formă de lapoviță, însă la altitudini de peste 1500 de metri vor predomina ninsorile. Vântul va sufla tare, mai ales în zona Carpaților meridionali. Iată, în Ceahlău vor fi minus 2 grade, iar 5 grade cu plus vom avea în Poiana Brașov. Ziua de poimâine aduce în continuare temperaturi în scădere, maximele nu vor mai depăși 12 grade la nivelul întregii țări, în jumătatea de sud a țării va ploua pe arii relativ extinse, în timp ce în rest ploile vor apărea din loc în loc. Nu sunt semnul apocalipsei, nici desprinși dintr-un film science fiction. Sunt doar nori care acoperă cerul cât vedem cu ochii. Se formează de obicei înaintea unei tornade sau a ploilor puternice cu picături mari. Li se spune Mammatus sau Mammatocumulus și sunt un model celular ca de pungi formate la baza norilor Cirrus, Cirrocumulus, Altocumulus, Altostratus, Cumulonimbus sau Stratocumulus. Fenomenul meteorologic este specific zonelor cu climă tropicală și temperată și se produce dacă aerul care coboară într-un nor este mai rece decât aerul care îl înconjoară. În plus, norul trebuie să aibă și un conținut mare de apă sau de gheață pentru a căpăta aspectul de uger de la care îi se trage și numele. Haideți să vedem cum se anunță vremea pe bătrânul continent. Iată că mâine, în cea mai mare parte a peninsulei iberice, atmosfera se menține mohorâtă, iar la amiază meteorologii anunță temperaturi de 19 grade în Lisabona și 20 de grade în Barcelona. În țările vestice și în cele nord-vestice, perioadele însorite vor alterna cu cele înorate, iar în aer vom avea 12 grade în Londra și 14 grade în Paris. În țările sudice se arată soarele, iar la amiază vom avea până la 20 de grade în Milano, în jumătatea de sud a Italiei, precum și în cea mai mare parte a peninsulei balcanice, atmosfera va fi schimbătoare și vor apărea precipitații sub formă de ploaie. 19 grade vor fi mâine în Atena. În țările centrale, dar și în cele estice și în cele nordice, vreme închisă, soarele abia își va face apariția și vor apărea și precipitații, mai ales în țările central-vestice. Vom avea temperaturi de 5 grade în Helsinki, 6 grade în Vilnius și în Moscova, iar 10 grade se vor înregistra în Kiev. Să vedem câteva temperaturi și fenomene din alte regiuni de pe glob. Ciobanii din Noua Zeelandă își păzesc turmele mai nou cu câini roboți. Mașinăriile sunt programate în detaliu pentru ca animalele să poată paște în voie. Patrupedelor robotizate li se stabilește digital perimetrul de acțiune și pot da chiar și semnale acustice ori luminoase pentru a alarma ciobanii în cazul unor situații limită. Totul este transmis live, la bază, prin camere video performante. Urmăriți-i în acțiune. No comment! Am ajuns la finalul acestei ediții, dar nu uitați că ne revedem și mâine de la aceeași oră, 19:35 de minute. Acum vă las cu imaginea zilei. Ne găsiți și pe YouTube și pe Facebook. O seară liniștită, indiferent de vreme.